Domnule primar, vă rog foarte mult să lămuriți pentru început o problemă. Ați fost ieri plecat din țară sau nu? Doamna Medeleanu, vreau să vă spun că este prima declarație oficială care o fac pe această temă și vă spun sincer, da. Am fost plecat pentru o zi și vă rog să rețineți o singură zi pentru rezolvarea unor probleme familiare pe care n-aș vrea să le comentez. Adică ziua de ieri. Deci ieri toată ziua ați lipsit, da? Ieri seară am sosit, am și convocat comandamentul de dezăpezire. Practic aici ceea ce pe mine mă interesa era corelarea cu responsabilitățile pe care le au primarii de sectoare. Puțin, ceea ce înseamnă și la, funcționarea primar, optimă. Ajungem și la responsabilitățile pe care le are primarul general într-un astfel de caz. Dar până atunci, vreau să merg până la capăt cu această lămurire. Ați spus că ați fost plecat ieri, dar nu înțeleg. Ce nu înțeleg este de ce n-ați făcut această mărturisire de ieri. Până la urmă, obligația dumneavoastră din punct de vedere legal nu era să fiți aici. Dar oamenii au avut senzația că dumneavoastră aveți ceva de ascuns pentru că nu le spuneați adevărul. Pe de o parte, ziarele scriau că sunteți plecat din țară, pe de altă parte, unul dintre consilierii dumneavoastră afirma că sunteți în teren în sectorul 5. De ce? Vreau în primul rând să dezavuiesc tot ceea ce a spus Cotidianul și anume faptul că am fost plecat în concediu. Deci, vă repet încă o dată, am fost plecat o singură zi din țară pentru rezolvarea unor probleme absolut familiare. Și nu vreau să comentez asupra acestui lucru. Ceea ce au declarat consilierii mei, sincer, nu știu despre acest lucru, este responsabilitatea, fiecare are responsabilitatea ceea ce spune. Vă dați seama că problema de moralitate va fi mai taxată decât cea a prezenței sau absenței dumneavoastră din țară? Moralitatea este una corectă, cu așa cum o spuneți, dar vreau să vă spun și v-am repetat, este prima declarație oficială care o fac pe această temă, deci nu puteam să mint sub nicio formă, că eu n-am mai făcut nicio declarație până în momentul de față pe această temă. Ca să încheiem acest capitol, astăzi pe aeroportul Otopeni se auzea o voce care îl chema pe pasagerul Adrian Videanu pentru cursa de München. Era vorba despre dumneavoastră, Adrian Videanu, trebuia să plecați la München? Da, chiar o colegă de-a dumneavoastră din presă știe acest lucru, chiar m-am consultat. Este în continuare acelei probleme personale pe care o am. Dar n-ați mai plecat. Trebuie să fac niște investigații și n-am plecat, am amânat această plecare tocmai datorită evenimentelor pe care o am. Bun, acum să mergem la fondul problemei, la ceea ce ne interesează, dezăpezirea. Care sunt responsabilitățile dumneavoastră în astfel de cazuri? Când e o ninsoare foarte puternică, cum a fost cea din zilele trecute, ce trebuie să facă Adrian Videanu, primarul general al Capitalei? Din păcate...